Pavel învață pe norod la Efes. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să îndruptece cu cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau închetriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi puneau pasmele sau șorturi care pusiseră atinsele trupului și lăsau bolile și ieșeau din duhurile rele. Vedeți, fraților, dacă noi mai suntem ca Pavel, atunci e lucru mare. Dar noi nu mai suntem ca Pavel în zilele noastre, noi nu mai putem să mai avem o legătură strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Din ce cauză? Pentru că viața este atât de legată și atât de strânsă încât ne desparte de Dumnezeu. Încât ne-a despărțit de Dumnezeu, încât nu mai putem să mai avem o relație cu Dumnezeu, pentru că viața atât de rău ne-a despărțit de Dumnezeu de lucrurile acestea ale vieții, de lucrurile acestea strânse, că trebuie să fac aia, că trebuie să fac cealaltă. Dar am să vă spun, și acum am să vă spun o istorioară adevărată, probabil că am mai spus-o. Era o fată nevăzătoare, o fată foarte frumoasă și fata asta, au venit niște frazele aia și fata aceasta era atât de credincioasă că nu putea să... Ea era atât de credincioasă încât avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Era nevăzătoare și probabil că istorioara asta o știi de la tine, Daniel. Și pe când era ea nevăzătoare, au venit niște frazele aia și s-au rugat pentru ea. Nu știu cum o cheamă. Și când au venit la ea, au spus, soră, nu vrei ca Domnul să te vindece de vedere, ca să poți să vezi, lucrurile frumoase, să vezi natura, să vezi cum te îmbraci, să vezi totul ce e frumos. Și ea a spus următorul lucru. Fraților, dacă Domnul mi-a dat vedere, aș vedea toate lucrurile frumoase și acea legătură mine față de El m-ar strânge, n-aș mai putea să mă am acea legătură frumoasă cu El, pentru că aș vedea prin ochii aceștia firești, prin ochii aceștia care Dumnezeu mi-a dat, dar poate că El a îngăduit să am acest handicap nevăzătoare, să fiu nevăzătoare și cred că n-aș mai putea să mai am acea legătură, să mă mai rog mai mult, m-ar desparte total de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut ca să am acest handicap, ca eu să am o legătură strânsă cu El prin nevederea mea, ca și eu orbul Bartimeu. Dacă Domnul Iisus Hristos mi-ar da vedere, n-aș mai putea să mai am acea legătură cu El. Dar și fraților, soră, dar cum? Trebuie să ești o fată foarte frumoasă, super frumoasă. Nu cred. Ești atât de tânăr, trebuie să te măriți. Nu poți să stai așa toată viața ca acel băiat care te va lua să stea, să îngrijească de tine toată viața în așa fel. Și a zis, nu, mai bine să stau așa, să mă îngrijească toată viața, decât să nu mai am parte de rugăciunile mele cu Dumnezeu, să nu mai am parte de atracția mea cu Dumnezeu. Și vedeți, fraților, că uneori suntem atât de strânși și atât de legați de viețile acestea, încât ne desparte prin ochii vizuali, prin vederea noastră oarbă, ne desparte de relația noastră cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos să ne ajute să înțelegem că chiar dacă ne-a lăsat vedere, chiar dacă ne-a lăsat picioare, mâini,
să putem să avem acea legătură strânsă cu El. Amin. Amin. Dar dacă noi ne rugăm puțin, dar dacă noi ne rugăm, nu mai avem tangențe cu El, nu mai putem să mai avem acea părtășie cu El, pe noi ne desparte lucrurile acestea de El. Și cum Pavel se ducea și învăța pe apostoli, pe ceilalți frații lui, cum Pavel se ducea și învăța, cum spune și cu natul meu Daniel, pentru că le băga degetele în uși și le strâmbeau degetele, să știi, Daniel, că mi-a dat la tine când mi-a zis treaba asta. Și mă înfioram așa. Și te doare numai când te tai cu cuțitul, te doare numai când îți cade o piatră mai tare pe mână. Dar să vezi că îți bagă degetele în ușă și după aia închide ușa și ți le smulge. Deci e o durere extraordinar de mare. Dar Domnul Iisus Hristos, acea durere pe care frații noștri le-au avut, chiar dacă aveau degetele zdrobite de durere, ei nu mai simțeau durerea pentru că Domnul Iisus Hristos era în ei. Amin. Și așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi ca să putem să avem acea tangență cu El, să putem să, prin ochii aceștia care ne-a lăsat, să putem să-i dăm întâietatea Lui mai multă, să putem să ne rugăm mai mult și spun mie lucrul acesta, să pot să mă rog mai mult, să pot să citesc mai mult, așa cum mă îndeamnă și tatăl meu, să pot să am tangențe cu Domnul Iisus Hristos. Dacă eu fac aceste lucruri, atunci legătura mea și toate aceste lucruri ale vieții, facturi și tot ce avem noi pe cap, atunci Domnul Iisus Hristos ne poate să ne ajute zi cu zi de aceste lucruri ale vieții. Vedem că Pavel avea și el un tribut pentru Domnul Iisus Hristos să învețe pe apostol, să învețe pe norod, așa cum scrie aici în titlu, la Efes, să poată să învețe, era ca un învățător pentru el, pentru ei, era ca un învățător pentru ei, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a dat această putere și această dezlușire ca să învețe, să ducă mai departe Evanghelia, să ducă mai departe tăria lui Dumnezeu, să ducă mai departe cuvintele frumoase ale lui Dumnezeu, să ducă mai departe Sfânta Scriptură și să învețe și să stea în legătura cu Dumnezeu și să poată să aibă o legătură strânsă cu Dumnezeu. Atunci nu se exista tehnologia, nu se exista pixuri, stilouri, ei scriu pe o tăbliță cu anumite lucruri din acelea, nu știu cum să zic acum... Cretă. Da, cretă din aceea, care scriu pe o tăbliță și rămâneau literele atunci, acolo. Și Pavel le scria prin acel instrument pe tăbliță și învăța. Și așa să luăm și noi aminte la ceea ce a făcut Pavel. Dacă Pavel învăța pe norod, pe apostoli, hai să luăm și noi aminte să ne gândim puțin și când suntem acasă să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne ca să facem și noi lucrul acesta cum l-ai făcut prin Pavel, să putem să luăm aminte și noi cum i-a învățat el pe ucenic, pe apostoli, pe frații lui, ceilalți frații lui, cât a mers, cum a mers el atâția kilometri să mergem și noi. Noi nu suntem în stare să mergem nici până la 12, până la un kilometru sau la 2. Tot asta îmi zic și mie, că poate nici eu nu fac la fel. Trebuie să fac și eu, nu să vă spun doar dumneavoastră. Și să luăm aminte acasă și să spunem că
Domnul Iisuse, atât de mult l-a iubit pe toți, pe toți apostoli, pe toți credincioșii tăi, că vrem să fim și noi măcar o parte din ei, o părticică din ceea ce ei au făcut. Și dacă Domnul Iisus Hristos ne vrea pentru El, ne vrea cu o inimă curată, o inimă cu un cuge curat și să luăm aminte la cuvântul Său. Așa să ne ajute Dumnezeu pe mai departe și să putem să înțelegem ceea ce El ne vrea și să înțelegem ceea ce Pavel a făcut cu toți ucenicii, cu toți apostolii, toți ucenicii pe care Domnul Iisus Hristos i-a avea lângă El. Amin. Să luăm aminte încă o dată și să ne ajute Dumnezeu pe mai departe. Amin. Amin. Amin.